Cine ești tu acum? Știai că atunci când te-ai născut din nou, Dumnezeu a venit să locuiască în tine? Eu știu că e greu de crezut acest lucru, dar Hristos a venit să locuiască în tine prin Duhul Sfânt și dacă ești născut din nou, El locuiește în tine. Vezi Ioan 14 cu 23, citește. Toate atribuțiile sale, natura sa, caracterul său, dragostea, dorințele și puterea lui și-au făcut loc în mine și în tine. De ce ar vrea Dumnezeu să locuiască în noi, să trăiască în oameni? De ce nu ar fi fericit să conducă de afară? Acesta, într-adevăr, este un mister, așa cum a spus și Apostolul Pavel. Hristos în voi, nădejdea slavei. Trebuie să existe un scop pentru El ca să locuiască în noi. În Filipeni 2:13 citim că Dumnezeu este Cel ce lucrează în noi și voința și înfăptuirea, după bunătatea și după buna Lui plăcerea, după cum voiește El. Scopul lui Dumnezeu de a locui în noi, de a trăi prin noi, El vrea ca lumea să-L cunoască pe El prin noi. El vrea ca lumea să-L cunoască pe El când lumea te cunoaște pe tine. El dorește ca alții să-I vadă bunătatea, răbdarea, generozitatea, dragostea, caracterul, puritatea Lui, atunci când lumea te cunoaște pe tine. Dumnezeu te motivează să fii ca El. Tu ești reprezentantul Lui. Ești trimis, împuternicit. Dumnezeu vrea să fie cunoscut de oameni prin tine. În Coloseni 1:29 citim, pentru aceasta mă ostenesc, luptându-mă prin puterea Lui care lucrează cu tărie în mine. Fiecare dintre noi are un scop în Hristos. De fapt, toți avem scopuri multiple și acestea scopuri se pot schimba și evolua de-a lungul vieții noastre. Putem fi soți, tătici, bunici, dar putem fi și evangheliști și muncitori. În fiecare dintre aceste domenii, El lucrează în noi, motivându-ne să manifestăm cine este El în diferitele noastre scopuri. Dacă ești tată, El vrea să-și manifeste dragostea de tată prin tine. Dacă ești mamă, El vrea să-și manifeste dragostea de mamă prin tine. Tu doar trebuie să-L lași să facă acest lucru. Și dacă ești născut din nou, nu prea ai de ales. Pavel se referă la aceasta ca la harul lui Dumnezeu. În 1 Corinteni 15:10 citim, însă prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt. Iar harul lui față de mine n-a fost fără de folos, ci m-am ostenit mai mult decât oricare dintre ei, dar nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este cu mine. A umbla în har este a umbla în realitatea puterii și scopul Dumnezeu în noi. Nu mai putem spune, ei bine, ăsta este felul în care sunt eu, sau așa sunt eu, sau așa este caracterul meu. Când suntem ispitiți și umblăm în fire, să nu mai spunem acest lucru. Firea nu este cine suntem noi. Noi suntem o creație nouă. Hristos locuiește în noi. Dumnezeu trăiește în noi, lucrând cu putere, pentru a ne motiva să trăim așa cum El dorește. Noi reprezentăm pe El. Când oamenii se uită la noi, să-L vadă pe Hristos. Când oamenii se uită la noi, să vadă dragostea lui Hristos, bunătatea lui Hristos, corectitudinea lui Hristos. Să nu vadă faptele firii pământești. Nu vedeți că majoritatea oamenilor fac reclamă diavolului prin faptele firii pământești. Fac numele diavolului mare. Dacă tu ești născut din nou, trebuie să faci numele Tatălui mare, numele Duhului Sfânt mare, să duci numele Lui până la marginile pământului, să duci reputația Lui bună până la marginile pământului. Acesta este scopul tău și scopul meu. Doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze și strânge aceste cuvinte în inima ta. Shalom!